În decembrie 2020, reprezentanții primăriei municipiului Deva au semnat contractul de proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a centrului istoric din reședința de județ, care are o durată de 24 de luni. Constructorul a început lucrările mai târziu decât era preconizat, dar, în timp, a intrat în graficul de execuție al acestora. Și în prezent se lucrează într-un ritm susținut, iar primarul municipiului Deva, Florin Oancea, dă asigurări că investiția va fi finalizată chiar înainte de termen, adică în luna noiembrie 2022. În luna noiembrie se vor finaliza lucrările. Este o perioadă destul de complicată. Lumea, pe bună dreptate, este oarecum nemulțumită de faptul că provin să treacă prin acea zonă. Acum ați văzut că se circulă mai greu, dar este absolut necesar să facem acest efort cu toții și, pe urmă, să ne bucurăm de o zonă până zero a municipiului Deva, centrul istoric care va fi complet reabilitat și care va arăta excepțional. Investiția este realizată pe fonduri europene și are o valoare de aproape 3,5 milioane euro, contribuția municipalității din Deva pentru cofinanțarea proiectului fiind de 2%.